Iată că Mihaela Buzărnescu a luat o scurtă pauză competițională pentru a se dedica puțin pasiunii pe care puțin o cunosc, muzica. Muzica, campioana cântă. Mihaela îi place să cânte și în câteva minute o vom vedea într-un duet de senzație cu un alt iubitor de muzică, șef Alex Cârțu. Până atunci însă o vom primi pe Mihaela Buzărnescu în platou cu tatăl ei, Mihai, ca să ne vorbească puțin despre dorințele lor de Crăciun. Aplauze pentru Mihai și Mihaela Buzărnescu! Bună seara, tata, mă lăsați să îmbrățișez? Ah, vă mulțumesc mult de tot, bună seara! Bine ați venit! Bine. Ce faceți? Găsit prima oară. Bine, mulțumesc. Acum îmi dau seama că seamănă foarte tare campioana cu dumneavoastră. Toată lumea spune. Pe cuvântul meu de un... Păcate pentru mama. Toată lumea spune? Da. Mama, să știți că seamănă și cu dumneavoastră, dar am zis că dacă e doar tata, să-i fac lui compliment acum. Normal, normal. Chiar seamănă cu dumneavoastră, adică... Da, da, pe cuvântul meu de onoare. Adică, haideți să luăm un loc aici, pe canapea. Sunteți cu campioana noastră, știți că ne este foarte drag de fica dumneavoastră. De fiecare dată când vine la noi la emisiune, ne bucurăm să o avem invitată. Am văzut. Vă place când e la noi la emisiune? Bineînțeles. Să știți că e o fată extraordinară, iar aici în spate o vedem și pe mama? Da. O vedem și pe mama, aici e, ești tu cu mama. Da. Uite și mama are de aia vulpe de argintie, căciule de vulpe argintie. Jur, este? Bate palma. Aici ești tu? În clasa A. Uite, te-am văzut cu roșu. Nu, eram în dreapta, eram dita mai... Era aia grăsuță din dreapta, mai devreme? Da. Aici erai arbitru deja? Aici cu... eram în mijloc. Aici eram la Boletieri, la MG, la Academia lui Nic Boletieri. Cea mai tare. Cea mai faimoasă. Am citit cartea lui Andrei Agassi și povestește de Academia lui. Foarte multe. Și aici tot acolo eram, în America, la Academia lui, unde a fost un turneu foarte important, la categoria de 14 ani. Superb, amintiri frumoase pe care cei de acasă o să le vadă în continuare pe micul ecran, când noi vorbim aici de la marele ecran. Vreau să te întreb, câte sărbători ai pierdut de parte de familie? Aoleu, fără număr. Fără număr? Da. Adică au fost multe zile de Crăciun pe care le-ai petrecut de parte de ei? Da, de casă, de familie, de cei dragi, foarte multe. Eram în concursuri. Adică, uite, ai 31 de ani, în 31 de ani poți să zici că jumate au fost de parte de casă? Da. Și Revelion, făcut de parte în țări în care nici nu se pregătea ceva pentru noi. Ne simțeam ca și când eu zic ca oricare alta. Foarte greu, foarte greu. În Mexic. Da, 2004, 2005 și 2005-2006 am fost în Mexic. Veneam după turneul de la Orange Bowl și a început puțin mai devreme. Și în perioada Crăciunului, pentru că în Mexic sărbătoarea de bază este Crăciunul și nu Anul Nou, erau mulți europeni și s-au interesat la organizatorii turneului și... S-au făcut o surpriză. Exact. Și noi, europeni, am rămas surprinși de felul cum ne-au pregătit acea sărbătoare. Cu mese tradiționale din Europa, cu... Dansul, adică au avut grijă. Exact, atunci, exact. Deci, am rămas foarte surprins de asta. Dar știți ce vreau să le spunem celor de acasă acum? Faptul că dumneavoastră sunteți antrenorul campioanei Mihaela Buzărnescu. Da, și adică părinte, nu tată, și antrenor. Da, și sunteți și profesor de sport, doctor. Da, da. Da, 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 de ce cu așa modestie? Sunteți profesor, doctor de sport, sunteți maestru în tenis ca antrenor, nu? Da. Normal, da. Este. Da, din păcate sunt puțini profesori, doctorii, mai ales în domeniul sportului. Și mă mândresc pentru că am muncit pentru a ajunge aici. Da, vreau să vă întreb, e greu să vă antrenați propriul copil? Eu n-am considerat că este greu, pentru că eram apropiați. Câteodată poate vă vine să zice, să vorbiți puțin mai tare, câteodată poate vă vine să ziceți ceva și stai că... Ei, au mai fost. Nu, au fost, pentru că nu există perioade în care să nu ai mici... Nervi și supărări și stres. Mici divergențe, pentru că ăsta e sportul. Când anumite lovituri nu ies sau anumite tactici de joc, atunci cauți să... Superb, foarte tare. Să... Uite, vreau să te întreb și pe tine, Mihaela, ceva și vreau să fii sinceră cu mine. Dacă atunci când te-ai accidentat, antrenor, nu ți era tatăl tău, ai fi trecut la fel de ușor peste momentul acela sau ai fi reușit să revii la fel de ușor dacă nu l-aveai antrenor pe tatăl tău? Nu, pentru că nu e același lucru. Mulți antrenori spun că sunt alături, că îți vor binele, dar știți cum e, la un dat... Banii au o importanță mai mare și în momentul în care te accidentezi și am trăit și chestia asta, automat și interesul lor este mai mic. Când ești în top,
totul e ok și sunt alături, vor să te susțină. În momentul în care pici un pic, dacă nu a fost cum a fost cu tata, într-adevăr, interesul s-a văzut puțin mai îndepărtat. Adică e adevărată vorba aia, când ți-e bine, toată lumea e lângă tine, exact. Când ți-e rău, nu mai e nimeni. Da. Da. Și noi am avut poate un rol important în activitatea ei, acele perioade pe care le-a avut cu accidentările, am fost alături de ea, am sprijinit-o, nu ne așteptam. Nu pot să uit, doctor, nu îmi spuneau. Deci noi credem în tine, că tu o să ajungi. Ai încredere cât avem noi că o să ajungi. Și eu n-am nicio șansă să mai ajung. Vedeți cum mă doare și nu mai pot să joc. Chiar nu sunteți în pielea mea, le spuneam. Voi doi ați fost în aceeași barcă de la început și cred că asta contează foarte tare. Și când a fost marea liniștită și când au fost valurile mai mari. Da, așa e. Așa e. Ne-am completat. Nu degeaba poate vă cheamă Mihai și Mihaela. Da. Nu v-ați gândit la treaba asta? Nu. Trebuia să fim Mihai și Mihai. Stai un pic, deci acum aflu. Deci trebuia să fiți Mihai și Mihai? Da. Deci tu erai Mihai? Eu eram un Mihai până am ieșit. Mihaela. Și practic Mihai s-a transformat în Mihaela. Exact. Da, ai ajuns o campioană, asta contează. Asta e mai mult. Știați că îi place să cânte? Da. O auziți cântând la antrenamente? Mai puțin acum, mai mult când era mai mică. Cânta? Da. La spray-ul de la din casă, la nu contă, la spray, la soția, peria de. Da, chiar se gândea când era mai mică, tu o să te faci cântăreață. Deci credeați că o să fie cântăreață? Da. Vreau să vă spun că vă dă o veste în această seară fiica dumneavoastră Mihaela Buzărnescu. Da. Surpriză, tata, da. Wow. O să renunțe la tenis și se apucă de cântat. Dumneavoastră i-ați fost antrenor până acum, de acum încolo o să o antrenez eu. La cântat. Așa e. Mare, cântatul e punctul meu forte, nu? Da, știu. O să cânte în seara asta, serios. De-abia aștept să-l văd. O să cânte live. Wow. Deci no pressure, vă rog, no pressure. Las că poți, să o încurajăm, nu? Partenerul de dublu al Mihaela este astăzi șef Alex Cârțu. Înainte de cântarea cu Michi, îl poftim în platou împreună cu mama lui. Iată ce frumos, Michi cu mam, cu tata, Alex Cârțu cu mama. Alex Cârțu și Vicky vin să ne spună ce planuri au pentru sărbători. Ce faceți? Mă bucur să vă cunosc. Și mie îmi pare bine. Te salut, Alex. De mult îmi doream. Este că vă uitați, Alex, mai o secundă, că am o vorbă cu mama ta. Nu, stai și tu aici. Este adevărat că ne urmăreați la Cozonacul de Aur? Tot timpul. Ați văzut și sezonul ăsta ce tari am fost? Foarte tari. Da? Da. Dar doream să fiu aici, să mănânc și eu, măcar să pățit. Da. Vreau să mă luați în brațe, pentru că cred că știți că am și eu un rol important în viața dumneavoastră. Pentru că... Pe fata aia drăguță a cunoscut-o și datorită nouă. Înțelegeți ce zic? Înțeleg. Adică, practic, i-am ajutat și noi să reînflorească, ca să zic așa. Și uite cum am ajuns la aceeași discuție. Da, eu un pic am ajuns la discuția asta. Talentat, bun, dar băiat bun, adică cu dragoste a fost așa și așa, dar ați văzut că noi l-am ajutat și... A explodat. Exact. Fantastic. Și ați văzut că de la dumneavoastră moștenește talentul. Da, a fost cândva, dar se vede. E bun? E bun. Ce l-ați învățat să gătească prima dată? Să cânte prima dată? Nu, să gătească. A, ce l-am învățat cu gătitul, am crezut cu cântatul. Tot dumneavoastră l-ați învățat să cânte? Da, tot eu l-am învățat să cânte. Bravo, mă. Ce a gătit prima oară? Da. Cozonac. Nu cred să... Ba da, cozonac? Și a gătit bine prim cozonac? L-a făcut bine, da. Stai un pic că vorbești părinții, te rog frumos să fii cu minte că acum vorbesc părinții, da? Deci a gătit cozonac? Pe scaunel. Și l-a făcut bine? L-a făcut. Era cu multă drojdie? Ei, drojdie am pus. Doamnă, vreau să îmi spuneți adevărul după 30 de ani de... Câți ani e Alex acum? Deci era cu drojdie, era cu făină, era cu apă. Dacă apăsai se ridica, dacă îl lăsai iar se ridica. Vreau să fiți sinceră cu mine. Foarte sinceră. Doamnă, după 30 de ani e cazul să spunem adevărul celor care ne urmăresc. Cozonacul se rupea fâșii? Se rupea fâșii. Perfect. Slavă cerului, de mic. Haideți să luăm un loc aici, lângă familia Buzărnescu. Bun. Le-am oferit spațiu. Fiecare cu tati, cu mami, la emisiune. Așa e frumos. Da. Așa, n-aveți emoții. Știți că ei doi o să cânte astăzi. Da. Împreună. Da. Tu de unde până unde pasiunea de cântat? Nu știu, mi-a plăcut așa de când eram mic. Și pe la serbări mi se dădeau roluri din astea principale și veneam acasă și ziceam: mamă, să știi că am rol principal la serbare. Păi și ce o să fii? Păi nu o să fiu nimic, că l-am refuzat.
nu, te duci înapoi și eu o să... Și ceri rolul! Da, rolul, și mă duceam a doua zi la doamna învățătoare. Doamna învățătoare, am vorbit cu mama și mama a zis că trebuie să joc rolul principal. Și de multe ori mai trebuia să mai cânt. Exact, mai duceai câte un cozonac și prindeai rolul principal. Și că... Să știi, cozonacul la noi în familie, că asta voiam să e zic. E ceva sacru. Eu am făcut cozonac și cu mama, dar de cele mai multe ori făceam cu bunica mea. Și cozonacul la noi era aluat normal și aluat cu cacao. Deci nu avea umplutură. Și împleteau ele frumos așa și se puneau la cuptor. Stai seama că mâncai ceva, bunica mea n-a fost niciodată un etalon în ale cozonacului. Mâncai ceva așa semisec și zicea, mai mă, că eu am mai mâncat cozonac și avea stafidă, avea rahat, avea. Da, și mănâncă cozonacul așa cum e și dă-i cu lapte dacă e prea uscat. Și e bine. Înțelegi? Deci nu era foarte complicat să faci un cozonac în casă la noi pe vremea aia. Superb. Dar uite, ai ajuns șef și asta cred că e o mândrie foarte mare pentru mama, nu? Da, foarte mare. Dar acum... Perfect. Haideți să le arătăm celor de acasă că totuși la performanță domnul Buzărnescu se ajunge cu multă muncă, corect? Da. Deci dumneavoastră, oameni buni, deci omul ăsta este profesor, doctor de sport și ziceți, și antrenor. Specialist în tenis. Așa. Felicitări. Serios. Vreau să mă apuc și eu de tenis. Mai am vreo șansă la 40 și un pic de ani? Oricând. Asta e. La 70. Până la 70? Da. Păi mai am timp, las că nu mă apuc de anul ăsta atunci. Las că mă apuc pe la 65. Și de cozonaci poți să te și de cozonaci? Cum să nu? Aha, sunt specialist la mâncat. Toată viața înainte. Dar până una alta, v-am zis că orice performanță se face cu foarte multă muncă. Așadar și Alex și Mihaela s-au întâlnit și au fost la repetiții. La Mădălina, colega noastră din Red Blonde, ne-a dat o mână de ajutor la studio ca să nu vine total nepregătiți aici în fața publicului. Priviți-i! Pentru că Mihaela a fost plecată din țară, iar șef Cârțu are și el un program destul de încărcat, fiecare a făcut repetiția separat. Prima care a venit în studioul Mădălinei a fost Miki. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell swing. Deci, toată schema este că, ca să susții, tu trebuie să fii puțin atentă la respirație. Da? Trebuie să respiri normal. Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. Știu că tu cânti la petrecerile la care participi. Mai cânt în cameră, ca mulți sportivi când suntem plictisiți și nu avem ce face în concursuri. Ascultăm muzică înainte de meciuri, la fel. Ascultăm muzică ca să ne simțim mai pumped up. Pentru un super sportiv care asta a făcut toată viața lui, adică, na, este wow, adică, să mai aduceți. A venit apoi rândul lui șef Cârțu să repete melodia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell swing. Mă bucur că am ajuns în postura asta și că mă număr printre prietenii lui Măruță. Emoția am cu cărul, să știi, că nu sunt în aria mea de confort, dar e bine. Sunt de părere că poți să gătești tu cel mai mișto, cel mai gustos, cel mai bun preparat. Emoția pe care ți-o transmite o melodie, nu ți-o transmite nimic. Nici o mâncare? Nu. Ai plâns vreodată după ce ai mâncat o mâncare? Să fie o mâncare atât de bună încât să te bușească lacrimile să plângi. N-am plâns, dar m-am simțit atât de fericită uneori când am mâncat lucruri bune. Mădălina, cum au fost repetițiile cu Alex? Eu cred că el și Miki fac o perche super, super bună, pentru că nici Miki nu se descurcă rău deloc. Am revenit, am văzut-o pe Mădălina, acum i-a pregătit. Mulțumim mult de tot, Mădălina. Iar acum o să aveți ocazia să vedeți campioana Mihaela Buzărnescu, aplauze! Mulțumesc! Venită cu antrenorul ei personal, tatăl, și șef Alex Cârțu, venit cu antrenoarea lui personală, mama, șefa cozonacilor. Și dăm drumul la această cântare special înainte de Crăciun, live cu campioana Mihaela Buzărnescu și Alex Cârțu, adică bucătarul și tenismenul cântă. Vreau să fie pentru, cu dans, cu atmosferă. Pentru vreau să voi, deci vă dați exact, seama. Mulțumim. Hai să facem așa, ca la meciuri. Băi, fii atent. Vreau să fiți cât mai bun, fără emoții, da? Să ne înregistrați o singură dată, da? Deci nu mai putem înregistra a doua oră sau a treia oră, da? Concentrare maximă. Și vreau cu dans, cu atmosferă și nebunie, exact. Da? Hai, putem. Doamne ajută! Jingle
jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing of jingle and square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells sang. Snowing and blowing bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Rock.